blood shedding grand up on the earth. Bashaman says so. Listen. Care e situația aici în Craiovița? Cu gunoaie, cu copii, ai străzii? Gunoaie sunt foarte multe, nu vrea nimeni să le ridice, dintre care sunt și 1420 de copii ai străzii, din care fac și o parte din aceștia. Am înțeles că a venit un nou primar, dar văd că n-are niciun gând asupra copiilor străzii să apuce de ei, să facă niște cămine, dintre care acești oameni nu au nici bani să... și nu au să fie stabil într-un cămin unde să se plătească acești bani. Fac o mică precizare din punct de vedere juridic. Ar trebui totuși legea țării să se ocupe și ea să se implice în cazul copiilor străzii, din ceea nu s-a luat măsuri. Acum rămâne de văzut și rămâne la aplicarea organelor competente. Testament, aparența ne schimbă, însă sufletul ce avem. Sistemul din care facem noi parte e corupt, iar omul de rând văd că se plânge tot mai mult, cum că viața de bine tot mai scumpă pentru el. Iar politicienii sau bogați îl resping în orice fel. Vrem să avem și noi drepturi egale, fără să conteze sexul sau cât ești de tare, fără să conteze cine ești sau ce ai fost. Același sânge l-avem cu toți. Poți să fii un avocat sau chiar și deputat, poți să fii un pușcăraș sau poți să fii soldat. Același sânge, boior, avem cu toți. Poți să fii un cetățean croat, sârb, american, poți să fii catolic, ortodox sau musulman. Nu contează cine ești, ascultați-mă copii, același sânge avem până când vom muri. Poți să fii de culoare albă sau de culoare neagră, să fii român sau țigan, lumea trebuie să înțeleg. Același sânge, boior, avem cu tot. Para francés, hombre pero solo. Don't shed moreno, don't shed my children. No, 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 don't shed it. Don't shed it. Thank you.